Capturile de droguri la Cahul, un bărbat de 59 de ani este suspectat că ar fi păstrat și comercializat droguri. În urma unor percheziții efectuate la domiciliul acestuia, polițiștii au găsit un sac de polietilenă și 35 de pachetele cu masă vegetală uscată. Individul s-a ales cu dosar penal și riscă amendă de până la 14.000 de lei sau un an de pușcărie. Alte 20 de kilograme de droguri au fost găsite și în locuințele membrilor unei grupări criminale din raionul Taraclia. Pe lângă acestea au mai fost ridicate un pistol, muniție, dar și 6 motorete fără numere de înmatriculare, furate din orașul Vulcănești. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă 4 ani de pușcărie. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.